Tot legat de chestia asta cu A1, A2, al doilea subiect de interes pentru voi este dacă la 18 ani ai posibilitatea să faci școala moto și școala auto, mă rog, doar una dintre ele, ce ai alege să faci? Subiectul ăsta mi l-ați scris și în comentarii și am primit întrebarea asta de câteva ori și pe Facebook ca mesaj. Și, mă, părerea mea e următoarea. Eu consider că m-a ajutat foarte mult experiența pe care o aveam deja ca șofer. Pentru că știi la ce să te aștepți în trafic. La noi în țară 90% din participanții la trafic sunt cu mașina. Sunt foarte puțini motocicliști comparativ cu câte mașini sunt. De ce nu văd semaforul? Unde e semaforul? Uite-l acolo. E verde. Și mi se pare un lucru important să știi la ce să te aștepți de la șoferi. La ce? Uite, la ce lucruri mă refer? Mă refer la lucruri ca, de exemplu, cum sunt străduțele astea laterale, așa, care ies în strada principală, unde când ești cu mașina trebuie să ieși și să te asiguri. Ca să ieși să te asiguri, trebuie să ieși puțin mai în stradă ca să vezi că nu ești în față cum ești la motocicletă. La motocicletă ești aici. Nu trebuie să ieși foarte mult ca să vezi ce e în strada principală, dar la mașină ai capota și n-ai cum să vezi. În plus, dacă sunt parcate și mașini pe marginea drumului, cum la noi sunt peste tot, care ocupă jumătate de prima bandă, ieși practic până în banda a doua ca să vezi, să te asiguri. Și am observat fără să vreau că instinctiv atunci când trec prin dreptul unei străduțe mă duc mai în stânga, dar fără să mă gândesc la chestia asta, înțelegi? Nu știu cum să explic. Pur și simplu făceam asta și mi-am dat seama că făceam asta și zic, uite frate. Alt exemplu. Știu exact în anumite condiții cât de proastă e vizibilitatea unui șofer. De exemplu, primăvara sau toamna, când e frig afară, dimineața mai ales, se aburesc geamurile. Mai ales la mașinile mai vechi, care nu au sistem de climatizare, mă rog, aer condiționat sau climă, sau nici măcar la Daciile alea 1310, care teoretic au încălzire, de obicei nu funcționează. De ce vă zic că am avut și eu Dacia 1310 destul timp și țin minte că atunci când plecam iarna aveam la mine tot timpul un pachet de șervețele pe care îl țineam așa între picioare, știi? Și mai scoteam două șervețele, mai ștergeam geamul. Deci nu zic că nu se vede în oglindă, frate, nu vezi în față. E foarte nasol. Iar când plouă, ai când plouă, dacă mașina nu are oglinzi încălzite ca să se evapore apa de pe oglinzi, vizibilitatea în oglinzi este foarte, foarte scăzută. Mai ales să te vadă pe tine, care ești micuț în comparație cu o mașină. Deci, când plouă, nu te aștepți să te vadă în oglindă ceilalți. La fel, chiar dacă ai tobă, dacă ăla are muzica dată mai tare în mașină, dragi, că nu contează cât de tare hurui tu, nu te aude.
Nu știu, sunt multe chestii din astea micuțe pe care le știu pentru că am condus. Chiar consider că m-a ajutat. Acum, vezi, când eu aveam 18 ani, nici măcar nu m-am gândit să intre pe e-mail dacă să fac școala moto. Pentru că știam că sunt împotriva chestiei ăsteia și, sincer, nici nu aveam bani să-mi cumpăr motocicletă. Ai mei nu mi-ar fi cumpărat motocicletă în veci. Deci nici măcar nu am întrebat. Dar probabil că dacă aș fi avut posibilitatea, aș fi făcut școala moto la 18 ani, pentru că și atunci mă pasiona foarte tare subiectul ăsta. Țin minte că luam de pe net tot felul de filmulețe din astea cu, de la întâlniri moto din state, cu stunturi, cu... și aveam net prin dial-up, nu știu dacă ați prins vreunul dial-up, te conectai la internet prin telefonia fixă, prin Rom Telecom. Și aveai un modem care mergea cu o viteză impresionantă. Mulțumim. Mergea cu 56 de kilobiți pe secundă maxim. Deci îți dai seama cât dura să iei un film? Dura o lună să iei un film. Deci era ceva special. Recent m-am uitat la niște chestii salvate de atunci și aveam foarte multe poze pentru wallpaper cu Yamaha R6. Îmi plăcea foarte mult R6-le pe vremea aia. Deci da, cred că aș fi dat și la 18 ani. Deși v-am spus, consider că a fost un lucru bun că am condus atâta timp înainte. Nu numai din motivul ăsta că poți să știi cum reacționează șoferii, dar sincer, odată ce mai crești, gândești un pic altfel și de drept dovadă că nu mi-am luat R6. Deși îmi plac în continuare cum arată motocicletele de viteze, îmi plac la nebunie, nu mi se par practice. De asta nu mi-am luat. Și am auzit așa un zvon, nu știu dacă e adevărat, că se și fură mai repede motocicletele astea de viteză. Bun, nici mai știu de la ce am început. De la motocicletă la 18 ani. Dacă să dau de B sau de A. Băi, părerea mea este că dacă poți să dai de amândouă, dă de amândouă. Dacă poți să dai doar de una, eu aș recomanda să dați de B. Ca să conduceți măcar câțiva ani înainte. Și dacă dai de B, poți să conduci un scooter. Să-ți iei un scooter și să vezi cum e și pe două roți. Și mai e o chestie, sincer, la asta cu motocicletă de la 18 ani. Bă, eu cred că e o diferență de la caz la caz. Că nu toți suntem la fel, nu toți gândim la fel. Ce nu mi se pare mie ok e atunci când vrei motocicletă să te dai tare. Aia este fundamental greșit din start. Pentru că nu știu dacă
o să reziști prea mult pe străzile astea ale noastre. Dacă vrei să te dai tare, te duci pe circuit și poți să dai acolo cât de tare vrei. Hai să vă plimb un pic și pe aici prin Pipera, zona industrială. Îmi plac pasajele astea, că se vede așa mișto de sus. Se văd toate clădirile alea de birouri de acolo, dar e mai mișto pasajul următor. De aici nu se vede chiar așa interesant. Hai că ajungem imediat. Deci ce mișto e cu motocicleta, că deși dacă pleci cu mașina la o oră de asta, e nasol rău de tot, adică încerci să găsești cel mai scurt traseu, cel mai liber traseu. Cu motocicleta nu prea ai probleme din astea. Așa că am ales cel mai interesant traseu astăzi. Ia uite ce ți-am zis. Vezi până unde iese. Bine, asta a fost și cam țăran așa un pic, că putea să iasă mai puțin. De câte minute mergem? 35 de minute doar. Și am ocorit atât de mult. Vai. Hai cu mașina. Cu toate clădirile astea înalte de birouri. E? Nu? Să mergem și noi pe la muncile noastre. A, uite încă o chestie. Am vorbit cu un băiat aseară pe Facebook și îmi zicea că vrea să facă școala. Mă rog, mi-a zis o chestie la un moment dat. Zice că, nu știu mai zic, că îi se pare aiurea să combine motocicleta cu munca, știi? Adică ceva de genul că se duce la serviciu în fiecare zi și că n-ar avea timp de motocicletă. Și i-am zis și lui și vă zic și vouă. Uite, și eu mă duc la serviciu în fiecare zi. Dar naveta până la serviciu și înapoi, în loc să fie
într-un autobuz aglomerat sau în metrou, chiar îl consider un timp special ăsta, sincer. Timpul meu special în care mă relaxez, în care nu mă mai gândesc la nimic altceva decât la subiectele pe care le discut cu voi. Și, da, deci mie mi se pare ideală pentru chestia asta de făcut naveta la serviciu, sincer. Hai că mai avem puțin și ajungem și noi la birou.